13. Lady Arcadia se simțea triumfătoare. Cum i se schimbase viața de când pe la Santor își proțăpise figura neroa de la fereastră. Și totul deoarece avusese istețimea și curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Iată o pe Kelgan. A fost la Marele Teatru Central, cel mai mare din galaxie, și a văzut pe viu unele dintre starurile muzicii renumite până și în îndepărtata fundație. A făcut cumpărături pe Calea Florilor centru de modă în cea mai veselă lume din spațiu. Și alesese singură, pentru că Homir nici nu voia să audă de așa ceva. Vânzătoarele nu făcuseră nicio obiecție atunci când își cumpărase rochiile lungi strălucitoare cu pliuri verticale care o făceau să pară atât de înaltă. Iar banii fundației aveau o valoare foarte, foarte mare. Homir îi dăduse o bancnotă de 10 credite, iar atunci când o schimbase în chelgănie, primise un teanc deosebit de gros. Își rearanjase chiar și părul, aproape scurt la spate, cu două bucle sclipitoare pe fiecare tâmplă. Și fusese tratat astfel încât părea mai auriu ca niciodată. Pur și simplu strălucea. Dar palatul era cel mai minunat lucru dintre toate. Ca să fim drepți, palatul Lordului Steptin nu era atât de măreț și de luxos ca teatrele, sau atât de misterios și vechi ca palatul Caterului, din care până acum nu zăriseră decât turnurile pustii atunci când zburaseră pe deasupra planetei, dar închipuieți, un lord adevărat era fascinată de splendoarea lui. Și nu era numai atât, se afla chiar față în față cu amanta lordului. În mintea ei, cuvântul începea cu majusculă pentru că știa rolul pe care astfel de femei îl jucaseră în istorie, le știa farmecul și puterea. De fapt, se gândise adesea să devină și ea o creatură puternică și strălucitoare, dar în prezent, amantele nu prea erau la modă în fundație. Și în plus, tatăl ei nu o va lăsa. Desigur, Lady Calia nu se potrivea cu imaginea Arcadiei despre amante. În primul rând, era cam plinuță și nu părea deloc vicleană și periculoasă. Era palidă și miuapă. Avea o voce ascuțită în loc de una joasă și... Mai vrei niște cei copilă? Spuse Calia. Am să mai iau încă o ceașcă. Mulțumesc grația voastră. Sau trebuia să spună înălțimea voastră? Arcadia continuă cu amabilitate și cu un aer de cunoscător. Purtați niște perle minunată, My Lady. Pe ansamblu, My Lady părea cel mai potrivit. Oh crezi? Calia era ușor încântată. Le scoase de la gât și începu să le lege. Îți plac? Ți le dau dacă îți plac. Aoleu, vorbiți serios? Se trezi cu ele în mână, apoi le dădu apoi cu tristețe. Tata nu ar fi de acord, spuse ea. Nu-i plac perlele? Dar sunt niște perle foarte frumoase. Vreau să spun că nu ar fi de acord să le primesc cadou. El spune că nu este frumos să accepti cadouri scumpe de la ceilalți. Nu? Dar ăsta l-am primit cadou de la, cățe... de la primul cetățean. Crezi că am greșit acceptându-l? Arcadia se înroșii. N-am vrut să spun, dar Calia se săturase de acest subiect. Lăsă perlele să cadă și spuse. Tocmai ei voiai să-mi povestești despre fundație. Te rog să o faci acum. Dintr-o dată, Arcadia nu mai știu ce să spună. Ce să povestești despre o lume plictisitoare la culme? Pentru ea, fundația era reprezentată de o suburbie, o casă confortabilă, neplăcută cerință de a merge la școală, monotonia neinteresantă a unei vieți liniștite. Spuse nehotărâtă. Cred că este așa cum ați văzut-o în videocărți. A, vizionez videocărți? Pe mine mă apucă așa o durere de cap atunci când încerc, dar să știi că întotdeauna mi-au plăcut poveștile video despre comercianți, oameni atât de puternici, de sălbatici. Întotdeauna au fost foarte interesante. Prietenul tău, domnul Mun, este unul dintre ei? Nu pare prea sălbatic. Majoritatea comercianților aveau bărbi, voci groase și puternice și erau atât de autoritari cu femeile. Nu ai aceeași impresie? Arcadian promută un zâmbet de sticlă. Asta a fost de mult mai lady. Vreau să spun, atunci când fundația era la început. Comercianții au fost pionierii care au lărgit granițele și au adus civilizație restului galaxiei. Am învățat despre asta la școală, dar acele vremuri au trecut. Nu mai avem comercianți, doar corporații și chestii din astea. Serios? Ce păcat! Și atunci, cu ce se ocupă domnul Mun dacă nu e comerciant? Unchiul Homir este bibliotecar. Cal a mâna la buze și chicotii, adică se ocupă de videocărți. Vai, pare așa o prostie pentru un om matur. Este un bibliotecar bun, mai lady, iar în fundație este o ocupație foarte văzută. Așeză ceșcuța iridiscentă pentru cei pe masa metalică de culoare a laptelui. Dar, draga mea copilă, spuse îngrijorată gazda sa, în niciun caz n-am vrut să te jignesc. Probabil că este un bărbat foarte inteligent. Am văzut în ochii lui imediat ce l-am privit. Erau atât de, de inteligenți și trebuie să fie și curajos din moment ce vrea să viziteze palatul catărului. Curajos? Simțurile interioare ale Arcadiei tresăriră. Asta aștepta. Curiozitatea. Curiozitatea, întrebă afișând -o, o mare indiferență privind absentă la vârful degetului mare. De ce trebuie cineva să fie curajos ca să dorească să viziteze palatul Caterului? Nu știi? Ochii Caliei se măriră. Vocea îi coborâ. Este blestemat. Atunci când a murit, Caterul a poruncit ca nimeni să nu intre acolo până când nu se formează al doilea imperiu. Nimeni de pe Chelgân nu ar îndrăzni să calce pe domeniile acestui palat. Arcadia cugetă la cele spuse. Dar asta e superstiție. Să nu mai spui așa, zise Calia neliniștită. Cățeluș spune și el la fel ca și tine. El consideră însă că e mai bine să zici că nu e superstiție ca să poată menține controlul asupra poporului. Dar am observat că nu a intrat niciodată acolo. Și nici Italos, care a fost prim cetățean înaintea lui Cățeluș. O străbătu un gând și întrebă din nou, dând pe din afară de curiozitate. Dar de ce vrea domnul Munt să vadă palatul? Aici putea fi pus în funcțiune planul meticulos al Arcadiei. Știa bine, din cărțile pe care le citise, că amanta domnitorului era adevărata putere din spatele tronului că ea era sursa tuturor deciziilor. Prin urmare, dacă unchiul Homir o să ieșuieze în fața lordului Stetin și era sigură că așa se va întâmpla, va trebui să îndrepte lucrurile cu ajutorul Ladyi Calia. Ca să fim drepti, Lady Calia părea cam înzăpăcită. Nu părea deloc chisteață. Dar, în sfârșit, întreaga istorie a dovedit, spuse. Există un motiv, mai Lady, dar o să păstrați secretul? Jur, spuse Calia. Și făcu gestul corespunzător jurământului pe deasupra pieptului său alb și catifelat. Gândurile Arcadiei erau cu o propoziție înaintea vorbelor. Știți, unchiul Homir este o mare autoritate în ceea ce privește cronicile referitoare la Cater. A scris o grămadă de cărți despre el și crede că întreaga istorie galactică s-a schimbat de când Caterul a cucerit fundația. Nemai pomenit, el crede că planul Seldon... Cali a bătut din palme. Am auzit de planul Seldon. Filmele cu comercianți vorbeau întotdeauna de planul Seldon. Se presupune că aranja lucrurile astfel încât fundația să câștige mereu. Știința jucat și ea un rol, deși n-am reușit niciodată să-mi dau seama în ce fel. Mă plictisesc foarte repede atunci când trebuie să ascult explicații. Dar tu continuă, draga mea. Când vorbești tu, e altfel. Totul pare foarte clar. Ei bine, continuă Arcadia, vă dați seama că atunci când fundația a fost zdrobită de cater, planul Seldon n-a funcționat. Și n-a funcționat nici de atunci încoace. Deci cine va forma al doilea imperiu? Al doilea imperiu? Da, trebuie să se formeze unul într-o zi, dar cum? Vedeți, aici este problema. Și acum intervine a doua fundație. Toa fundație? Calia era complet pe din afară. Da, ei sunt urmașii lui Seldon și programează istoria. L-au oprit pe Cater din cauza că era prematur, dar acum este posibil să sprijine Kelganul. De ce? Deoarece Kelganul oferă acum cea mai bună șansă pentru a deveni nucleul unui nou imperiu. Ușor de neîncrezătoare, Lady Calia a părut să îmbrățișeze ideea. Deci cățelușul o să formeze un nou imperiu. Nu putem fi siguri. Unchiul Homir așa crede, dar va trebui să vadă documentele Caterului pentru a afla. Va fi foarte complicat, spuse Calia nehotărâtă. Arcadia se dădu bătută. Fusese tot ce putea face. Lordul Stetin era într-o dispoziție mai mult sau mai puțin turbată. Întâlnirea cu acel papă lapte din fundație fusese complet nesatisfăcătoare. Mai mult, fusese penibilă. Să fi stăpân absolut peste 27 de lungi, șeful celei mai mari mașini de război din galaxie, posesorul celei mai puternice ambiții din univers și să stai să discuți în penii cu un anticar. Ce chin! Adică să violeze obiceiurile chelgănului, nu-i așa? să permită unui nebun să scormonească în palatul caterului pentru a scrie o carte? Pentru cauza științei, caracterul sacru al cunoașterii, galaxie mare, și lozincile astea să fie aruncate în față pe tonul cel mai serios posibil? În plus, și carnea ei se înfioră ușor, mai era problema blestemului. Nu credeam blestem, niciun om inteligent n-ar crede. Dar dacă o să sfideze vreodată blestemul, o să o facă pentru un motiv mai serios decât cele avansate de acel nebun. Ce vrei? Lătră el. Și Lady Calia s făcut mică în cadrul ușii. Ești ocupat? Da, sunt ocupat. Dar nu e nimeni aici, cățeluși. Putem vorbi un minut? O, galaxie, ce mai vrei, grăbește-te! Lady Calia a vorbit cu greutate. Fetița mi-a spus că vor intra în palatul caterului. Am zis că poate mergem și noi cu ea. Trebuie să fie nemaipomenit înăuntru. ți a spus ea așa ceva? Ei bine, uite că nu o să intre și nici noi nu o să intrăm. Acum, mă dute și vezi de treabă. M-am săturat de tine. Dar, cățeluși, de ce nu? Nu vrei să-i lași? Fetița a spus că vei forma un imperiu. Nu-mi pasă ce a spus. Îl poftim? Se repezi la calia și o apucă zdravă de braț deasupra cotului. Degetele îi se adânciră în carnea moale. Ce ți-a spus? Mă doare. Dacă te uiți așa la mine, nu pot să-mi aduc aminte ce a spus. O liberă și ea rămase locului o clipă, frecând în van semnele roșii lăsate de mâna lui Steti. Fetița m-a pus să promit că nu mai spun la nimeni, se smiurcă ea. Îmi pare rău pentru tine. Să-mi spui acum. Păi a spus că planul Seldon s-a modificat și că undeva mai există încă o fundație care o să aibă grijă ca tu să formezi un imperiu. asta e tot. A spus că domnul Mun este un foarte mare savant și că la Palatul Caterului se află dovada la ceea ce crede el. asta e tot ce a spus. E supărat, dar Stetin nu-i răspunse. Părăsind în grabă camera, lăsând-o pe Calia să privească în urma lui cu experiați și triști. Înainte de a se scurge o oră, fură emise două ordine purtând pe cetea oficială a primului cetățean. Primul a ca efect Trimiterea în spațiu a 500 de nave luptă în ceea ce oficial se numea jocuri de război. Al doilea a avut efect asupra unui singur om și, anume, îl zăpăci de tot. Homir Mun își terminase pregătirile de plecare atunci când îi fu adus la cunoștință cel de-al doilea ordin. Primea, bineînțeles, aprobarea oficială de a intra în palatul caterului. Îl citi, îl reciti și nu manifesta altceva decât bucurie. Dar Arcadia era încântată. Ea știa ce se întâmplase. Sau, în orice caz, așa credea ea.